Bună ziua, bună seara, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Astăzi vom face citirea cu pendulul, pe padul pendular. Și v-am mutat camera un pic ca să vedeți mai clar ce se întâmplă. Să vedeți răspunsurile cât mai exacte. Însă n-am să încep înainte să fac anunțul pentru energia de pe 21 august la ora 7 seara. Vom repeda, am să fac chestia asta cel puțin de 3 ori, 5 ori, 7 ori, să vă simțiți mult mai bine cei care ați fost prima oară și cei care doresc să colaboreze cu mine în continuare se pot alătura. Mă repet, nu fac live, da? Pur și simplu ne luăm această oră, ne întindem pe pat sau pe un fotoliu, lejer, fără să ne gândim la absolut nimic, ne punem mâinile pe plex, între sâni, una peste cealaltă și stăm până la 12 minute maxim. Eu am nevoie să vă curăț energetic și să vă și încarc cu lumină și cu energie, nu eu, Dumnezeu, deci de la cer, de la soare. Eu am nevoie fix de 7 minute, doar că până energiile ajung la voi, îmi trebuie 12 minute, da? Am primit foarte multe mesaje și în privat, pe WhatsApp, că v-ați simțit foarte bine, că începeți să vă mișcați, nu să vă mișcați mergând, deci locomotor, mă refer să vă mișcați, să începeți să vă rezolvați problemele, pentru că pur și simplu n-aveați chef, unii dintre dumneavoastră, să vă mai apucați de nimic și mă bucur că vă simțiți mult mai bine și aveți o altă mimă. Ați observat probabil că am început să fac etalarea pentru doamnele singure. Am făcut pe luna august, voi face și în septembrie, deci în fiecare lună voi face o etalare în cărți pentru doamnele singure. Iar etalările pe scurt, în 48 de ore sau 72 de ore maxim, le voi face tot cumulate damele și, nu știu, în funcție de timp mai am să mai vin cu câte o surpriză. Dar acum să începem cu citirea pe padul pendular. Avem două situații, două dorințe, să le spunem, sau două probleme, da? Vom începe cu prima situație sau problemă pe care o aveți. Nu-mi place să spun dorință, știți ce se întâmplă în univers și pe energie? Nu se lucrează cu dorințe și cu bani, se lucrează cu spor și prosperitate și cu o problemă sau cu o situație. De aceea nu-mi place să spun dorință, spun pentru... Am spus-o până acum ca să înțelegeți că trebuie să vă puneți câte o întrebare scurtă, cuprinzătoare și la obiect, să vedem dacă vi se îndeplinește și în ce condiții sau în ce context, sau dacă nu, sau depinde ce ne răspunde pendulul, ce ar trebui să faceți sau de ce ar trebui să, de fapt, să țineți cont. Ok? Bun, eu am să pun primele două întrebări pendulului acum, lui Ra, pentru că are și un nume, se numește Ra, pendulul meu. Ra, pentru toți abonații mei. Sau pentru toată lumea care se uită în acest moment. Bun, prima întrebare. Suntem în anul 2025, Ra, te rog frumos să răspunzi. Deci nu, a răspuns cu nu, vedeți că nu mișc mâna deloc, mi s-a reproșat că dacă aș fi și crezută dacă n-aș mișca mâna, deci a fost o aroganță pentru care eu nu mă supăr, că atâta pot uni, deci mâna mea este fixă, nici nu se mișcă, nu că nu se mișcă, nu fac absolut nimic, deci nu suntem în 2025, da? Mulțumesc frumos, Rea. Bun, următoarea întrebare. Pentru că așa se face la pendul, da? Ra, spune-mi, te rog frumos, suntem în anul 2023.
Suntem în anul 2023, ram. Deci a zis da. Bun. Și acum urmează întrebările dumneavoastră, da? Pentru toată lumea care privește, ia să vedem ce putem spune, ce putem face ca să îmbunătățim un pic lucrurile sau situațiile în care vă gândiți că sunteți blocați. Vi se îndeplinește sau nu această situație? Vă rezolvați această problemă? Prima problemă, vă rezolvați această problemă? Da sau nu? Da, sunteți stătători pe loc, dar în final a luat-o. Mai durează puțin. Trebuie să aveți grijă la aici, la ceea ce v-ați gândit, la o zodie de vărsător, să știți. Bine, acum poate nu știți toți cine v-a blocat sau cine vă blochează, dar în orice caz ceva îmi spune că învărsător și eventual o inițială cu N, nume sau prenume, ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți aici, niște rugăciuni lunea și joia. Da, lunea și joia. Lunea și joia, în ziua de luni și joi, la ceea ce v-ați gândit. Bun, eu totuși, ca să fiți siguri, haideți să vă spun, mi-a căzut pe stea și pe urma dat-o în dam. Pe stea, clar că se va îndeplini, doar că sunteți un pic stătător pe loc. A luat-o până la urmă, da? Aveți blocaj pe zodia vărsător și inițială cu litera N și blocaj se pare că mai aveți și dintr-o lună de aprilie mai. Sau mai iunie, un pic din mai, da? Mai mult din mai, dar nu pot să vă spun exact dacă de anul trecut sau de anul acesta din mai, da? Dar dintr-o lună de mai. Bun, mai punem încă o dată întrebarea, prima întrebare, da? Haideți să vedem până la urmă, vă deblocați sau nu pe prima problemă, pe prima întrebare pentru toți cei care privesc în acest moment. Da, va ieși. Va ieși, dar în continuare vă spun. Da, extraordinar, da. După, o să iasă până la urmă, cam greu, dar totuși pentru această situație, eu vă spun la modul cel mai serios, trebuie să faceți ceva lunea și joia, ca să vă deblocați. Nu știu, nu știu, voi știți ce trebuie să faceți, eu atâta vă pot spune. Situația numărul 2. Bine, puteți să vă puneți ambii elefanței, da? Poate aveți mai multe probleme, dar eu m-am oprit să întrebăm doar două, să avem doar două întrebări. Mi se pare ok că după aceea sunt prea multe și nu mai iubiți padul pendular. Dacă fac mai des sau mai multe întrebări, am și o strategie a mea, da? Oricum, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru abonări, pentru susținere, vă iubesc mult, deci nu mă așteptam să îmi fie atâta lume alături într-un timp atât de scurt și vreau să vă spun că eu chiar iubesc ceea ce fac și fac din suflet, adică pentru mine e un hobby. Nu este o meserie, meseriile mele sunt altele și studiile mele, dar îmi place de nebunesc ceea ce fac. Bun, situația numărul 2. Vă gândiți acum, da? Rate, rog frumos să-mi răspunzi. Pentru toată lumea care se uită aici, acum, în acest moment, se rezolvă sau nu problema sau situația la care s-au gândit? Da sau nu?
Da. Cumva, da, dar și aici un pic mai greu. Vreau să schimb poziția un pic. Vreau să știu de ce așa greu, ce ar trebui să se facă la situația numărul 2. Ce se întâmplă, ce trebuie să se facă să se deblocheze situația, să se întâmple un pic mai repede. Da, nu puteți să faceți nimic. După cum vedeți, s-a oprit peste ea. Asta înseamnă că vă este în destin, în soartă, în pur și simplu așa e dat, să mai așteptați un pic. Probabil că nici nu simt să vă spun că nici nu ar fi bine mai repede, cumva, nu știu. Da, dar oricum s-a oprit peste ea, asta înseamnă că așa trebuie să se întâmple. Trebuie să mai așteptați un pic, un pic, dar să rezolvăm. Nu trebuie să faceți absolut nimic. Da? Și sper că v-a plăcut citirea mea pe foaie de marți. Iar după această citire cu pendulul pentru situațiile dumneavoastră, va urma din nou o citire în cărți și aș vrea să-mi lăsați mesaje dacă doriți să fac una la modul general sau tot pentru, Doamne, pentru weekend sau ceva, da? Bine, vă mai fac eu, nu vă las așa mai, nu știu, să mă gândesc la ceva care să vă placă la nebunie. Bun, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem la următorul video. La revedere!